Bine ați venit! Bine ați revenit! Scena Smart Everything at Tech Expo din cadrul Bucharest Tech Week, eveniment prezentat de Cognizant of Vision. Vom discuta în cele ce urmează despre digitalizarea orașelor și a construcțiilor alături de Eugen Ursu, cofondator al Grafein. Eugen e născut pe 15 august, asta este public. Că este născut în aceeași zi cu Napoleon și asta se poate afla. Dar ce spune el este că, la fel ca Napoleon, duce zi de zi războaie adevărate pentru digitalizarea construcțiilor și orașelor. Și vrea să ajute orașele, și nu numai al nostru, din toată Europa, să le ajute să se transforme în smart cities. Cum face asta? Super prezentare, ce să zic, că e... Deja am început, mai bine am închide, că de aici s-ar putea e o poveste lungă. Te-aș întreba, unde văd și eu comentariile? Nu-mi dau seama dacă văd comentariile din platformă, că le văzusem. Am urmărit discuțiile și de ieri cu primare și pe cea dinainte cu despre mobilitate. Și dacă... O să-ți spun eu, că eu filtrez în ele, fiind moderator, pot să mă uit și pe întrebări, ce întrebări ți se adresează și îți spun eu direct. Super. Bun, cum am început noi să privim partea asta de Smart City? După cum scrie aici, acum un an, când a început nebunia asta, pandemia, am organizat o serie de interviuri. Hai să cunoaștem mai mult piața construcțiilor, ce se întâmplă în zona ori. Nu aveam mai mult timp, că începuse pandemia și aveam destul de mult timp. Și una din primele discuții avute live a fost cu Eduard Dumitraș, care are o asociație română pentru Smart City. Dacă nu mă înșel, s-ar putea să fie una din cele mai mari, sau din ce știu eu. Între timp am văzut, sunt mai multe evenimente lunare, săptămânale, uite și cum e organizat acum la Bucharest Tech Week. Văzând deschiderea asta către Smart City, am zis, măi, trebuie să integrăm și noi lucrurile, că până la urmă, orice se întâmplă într-un oraș, trebuie să ele localizat pe teren. E poziționat bine, orice clădire. Știm că pleacă de la zona asta de cadastru. Cadastru e funcțional, avem nevoie cu toții trăim în clădiri, cu toții când vrem să cumpărăm o clădire avem nevoie și de un cadastru. Nu-i nimic sexy în discuția asta, dar e o nevoie reală și se întâmplă cât mai des. Dar avem nevoie clar și de digitalizare și s-a vorbit foarte mult pe tema asta. Dar cum ar putea fi înțeles mai ușor domeniul ăsta? Și cum ar putea fi o hartă 2D înțeleasă mai ușor? E să o transformăm în 3D. De ce? De ce? Pentru... Nu știu dacă mai înțeleg, am fost obișnuit cu harta Bucureștiului de hârtie. O desfăceam așa frumos că vedeam. Exact. Cum o vezi 3D? Măi, noi lucrăm foarte mult cu măsurători și am văzut hărți și planuri și am o vedere, zic eu, bună în spațiu. Dar uneori mă pierd. Uneori când mă uit peste, uite, au fost discuția despre puguri, puzuri și așa mai departe. Dacă te uiți la un om obișnuit nu înțelege mare lucru. Adică nu înțelege ce proiecție va face primarul, administrația, pe o anumită zonă. Nu înțelegi dintr-un plan 2D. În schimb, dacă avea un model 3D în care să se explice clar ce ar urma să se facă, vezi situația actuală și ce ar urma să se facă, care e viziunea administrației pentru următorii 5 ani, măcar ne-am putea da cu părerea. Nu mai zic că s-ar putea face o consultare publică, s-ar și putea vota într-o astfel de platformă, dacă da, dacă nu. Dacă e pentru interesul cetățeanilor sau nu e. Și ne amintim tot felul de povești. Uite, podul de la Basarab. Câte... Da. Unia a creat acolo. Și de ce? Imaginați-vă cum era la momentul respectiv. Se va face un pod, dar nimeni nu știa, adică nimeni nu-l vizualiza. Nu aveam tehnologia asta. Adică probabil era pe un plan, o să treacă pe aici, trece peste
Calea ferată vine printre blocuri, o să-mi bată șoferul la fereastră, nimeni nu știa, plus șantierul și așa mai departe. E clar că acum există tehnologia prin care putem vedea lucrurile în 3D și putem face lucrurile transparent în sensul ăsta. Și cumva, ca să explic ce facem noi, noi ne ocupăm, am plecat acum 7 ani de zile o companie care se ocupa cu măsurători topografice. Am adoptat scanarea 3D. Scanarea 3D se referă la digitalizarea clădirilor. Adică sunt aparate care măsoară cu 1 milion de puncte, 2 milioane de puncte pe secundă și le transformă în format digital. Pentru proiectare, arhitecți, construcții și așa mai departe. Cum adică tu poți să scanezi și să creezi un model 3D a unui monument, al unei case? Absolut, absolut. Ce fel de echipament este ăsta? Scanner 3D pentru obiecte mici, dar nu pentru... Sunt scanere 3D pentru clădirile, sunt fixe, dar se pot folosi pentru clădiri, adică practic scanează fațada, interioarele, merge cum merge un om și vede tot ce măsoară tot ce vede un om, hai să spunem așa. Uh-huh. Și se creează un nor de puncte, point cloud se numește, și apoi, cu ajutorul softurilor, se transformă în 3D și e modelat 3D și apoi poți să iei de decizii ce faci cu clădirea respectivă, în ce se transformă, poți să faci randări, poți să vezi cum va arăta pe viitor. Stop, poate am o întrebare stupidă, dar da. Dacă tot scanezi o clădire din București, poți să scanezi mai multe clădiri din București și asta se transformă într-un model 3D. Modelul ăla 3D nu poate fi folosit, de exemplu, la un joc, la un shooter, într-o clădire reală din București, să fie harta? Absolut, absolut. Chiar se întâmplă. Tehnologia e folosită pentru că, na, și în jocuri ne place să jucăm în zone pe care le cunoaștem. Adică, nu mai zic dacă ești copil și ai copilărit într-o anumită zonă, ar fi foarte fain să și joci în zona asta. Acum aștept și eu un joc care să fie, să mă apeze zona Pașcanului. Uite, că sunt născut în Pașcani. Și poți să-ți alegi așa joc. Vorbim cu cei de la Epic Games să fie următorul, să aibă o ediție de Fortnite pentru România. Să-ți iei hartă, să faci Battle Royale în România. Da, da, da. Ar fi o idee. În sensul ăsta, deci sunt foarte multe, se aplică în foarte multe domenii diverse. Adică au fost în zona de digitalizare a statuilor și am avut chiar în birou o statuie de bronz a regelui Mihai. Am avut în birou, era chiar statuia casei regale. Clădiri, orașe se pot transforma în format digital. Și ce e important de spus, că scanerele pe care le folosim noi se duc într-un grad de precizie ridicat. Adică sunt tot felul de scanere, de obiecte, sau se pot realiza acum și fotogrametric, cu ajutorul pozelor. Adică cu un simplu iPhone te duci, pozezi și cred că sunt aplicații și îți creează modele 3D. Noi pe ce suntem specializați în zona de precizie, pentru că pe lângă scanarea clădirilor în mod obișnuit, activăm foarte mult și în zona construcțiilor noi, unde e nevoie de precizie ridicată. Nu-mi dau seama dacă mă mai aud. Te auzi, te auzi? Mă aud, da. O să încerc eu acum să văd cum vă arăt și câte ceva pe site. Ia să văd eu dacă pot să dau un share screen. Desktop, nu. Ca să fiu mai explicit, că e un domeniu, vă spuneam de la început, nu e neapărat cel mai... nu desktop. Asta aici. Se vede site-ul? Deocamdată nu, dar imediat îți spun când vedem.
Gata, se vede. Gata, avem site-ul, super. Bun, chiar ne-ar interesa la portofoliu acolo, să vedem ce ați făcut. Bun, cum spuneam, folosim foarte mult în zona de patrimoniu, pentru că patrimoniul și clădirile în zona asta au nevoie foarte mult de foarte multe restaurări și de o mapare exactă, de un diagnostic exact. Spuneam de multe ori, clădirile de patrimoniu sunt la fel cum sunt bolnavii din România. Și spuneam asta dinainte de pandemie și era o întrebare retorică atunci, măi, cum am vrea să tratăm bolnavii din România, în ce spitale? Și uite, a venit pandemia după aia și ne-a demonstrat că avem nevoie de investiții și în spitale. Și la fel avem nevoie de investiții și în patrimoniu. Avem nevoie de metode de a salva patrimoniul de la noi. Că putem vorbi despre digitalizare, despre viitor, despre orice, dar nu putem face asta fără să ne uităm în trecut și să facem o bază de educație și să ne dăm seama de unde plecăm. Că nu putem... Eugen, mi-a atras atenția foarte mult. Am văzut un articol în presă acum vreo lună sau două despre startup-ul care digitalizează patrimoniul nostru, cărțile istorice și poate să le facă să devină nemuritoare. Dar, sincer, n-am înțeles aplicabilitatea, adică poți să scanezi o clădire istorică veche și frumoasă care este, uite, cum e palatul ăsta mic cu Trianon în paragină, pentru a ajuta la reconstrucția lui? Sau este un fel de criogenie, dacă îmi permiți termenul cultural, să le scanăm 3D și să le lăsăm să se prăbușească, dar când peste 1000 de ani, când vom fi mai deștepți, să știe urmașii noștri să le construiască la fel cum au fost ele odată? Cazul fericit și de cele mai multe ori, scanerele le folosim în proiecte în care urmează o restaurare sau o precondiționare sau o punere în siguranță. Și asta cumva, asta ne dorim. Se întâmplă să fie și scaner doar să avem o imagine în viitor. Dar de cele mai multe ori, fiind vorba și de partea financiară, adică implică finanțarea vine dintr-un proiect de restaurare. Și de cele mai mult asta se întâmplă. În articolul respectiv pe care l-ai menționat, noi ajutăm, de exemplu, ambulanța pentru monumente. E cunoscută în țară și mai ales în zona Transilvaniei. E cunoscută, e o asociație care se ocupă de monumente și încearcă să le restaureze sau să le pună în siguranță. Sunt foarte mulți voluntari implicați, foarte mulți arhitecți, constructori, peisagiști, tot felul de comunitatea locală, unde e foarte important sprijinul comunității locale. Și cu ajutorul lor se restaurează clădirile. Deci, practic, aici puteți vedea un model, e un nor de puncte, un nor de puncte 3D, care se transformă într-un model 3D pe care arhitecții lucrează. Să vedem dacă găsesc și un model 3D. Model 3D, asemănător cu cel de aici, finalitatea lui e mult mai detaliat. Și arhitecții intervin asupra lui și fac diverse modificări. Poate să creeze render, poate să creeze clădirea în viitor. Adică în imaginea următorului proprietar sau în ce își dorește proprietarul. Așa mai departe. Bun, stai să mai opresc accesul la ecran și o să mai intervin eu asupra digitalizării și o să vă mai arăt o aplicație folosită în Finlanda. Dar până atunci aș vrea să te întreb pe tine, Matei, câteva lucruri, că am urmărit... Pe mine? Bine! Mai promovând discuția noastră și știam că e sâmbătă, o să fie azi, am zis hai să mă pregătesc puțin și să întreb pe Facebook și pe LinkedIn, ce
cuvânt ar defini digitalizarea? Că toată lumea vorbește, dar hai să văd, găsim un numitor comun sau ce se întâmplă. Și așa o să te întreb pe tine, cum ai defini, dacă ar fi un cuvânt, digitalizare egal cu... Mă repet, că asta am spus și în discuția de ieri cu primarii și în cea de mai devreme, reprezintă oportunitate din punct de vedere al unui investitor. Digitalizarea reprezintă un mare upgrade al multor piețe și domenii din economia noastră. Este ceva în care stau foarte multe oportunități, inclusiv de inovație, de finanțare, de investiție. Cam asta înseamnă. Uite, o să dau câteva răspunsuri la întrebarea asta. De exemplu, Florin Enache, un prieten bun care are o asociație în zona asta de educație în construcții și face lucruri foarte faine și pentru comunitățile locale, e și în ordinul arhitecților din România, de foarte implicat, vorbește digitalizare egal cu educație. Și, practic, ce aș menționa, că cumva la partea asta cred că ne aflăm în România. Avem nevoie de... Suntem la zona de educație. Trebuie să aducem primarii și administrația în astfel de discuții cu profesioniști în care să le arătăm modele. Că e posibil, din ce știu eu, bani europeni sunt alocați pentru asemenea proiecte. Și atunci trebuie să vedem cum facem educația. Am observat și în discuțiile anterioare. Nici nu știu dacă de la voi s-a născut știrea. Nu știu dacă ai văzut în Ziarul Financiar, am citit aseară, Clotilde Armand a spus că fiecare om din administrație printează în medie 100 de pagini pe zi. Da. În discuția cu mine de ieri a spus-o. M-am cam supărat că a spus-o, că nu era un lucru care e atât de important pentru digitalizarea orașelor. Este o problemă, dar a fost preluat, că este clickbait, și a fost preluat de toate publicațiile. Am avut subiecte foarte interesante pe acolo și despre soluții, nu doar despre a ne plânge de dosarul cu șina, că asta o face toată lumea. Exact. Ideea, că ce mi s-a părut mie, că încă suntem la zona asta în care ne plângem destul de mult, l-aș lua și pe primarul de la sectorul 6, care face lucruri extraordinare. Sunt și eu locuiesc în sector. Și la fel și el zicea, vis-a-vis de digitalizare, tot ca un plâns, și cu asta încheiem, cum abiau instalat licențe de Windows pe calculatoare, că aveau problema asta. Eugen, te rog, eu nu te văd în live pe cameră. Vezi dacă se întâmplă ceva. Mă văd doar pe mine. Ok. Bun. Cred că când am oprit share-ul s-a... De la share, da. Bine. Acum pare că discuția este despre tine mai mult decât despre mine și stau numai pe ecran aici. Ok. Mai tu, oricum, ești mai vizibil, atragi mai multă lume. Așa că eu și eu sunt obișnuit să pun întrebări de... De-aia zic, nu mă deranjează să nu fiu în prim plan. E care pe care acum. Da, ai să te eu pe tine, că te-am prins eu acum la întrebări. Zine și nouă, care este cel mai mare, cel mai important, relevant proiect pe care l-ați făcut voi acum în digitalizarea construcțiilor? Bun, cel mai mare proiect, și tot am vorbit de începuturile de digitalizare în administrație, hai să vorbim și de ce se întâmplă real și funcționează. Avem stadionul Rapid. Stadioanele au născut mult interes. Adică vorbeam cu directorul de la CNI când posta despre un spital sau o școală renovată. Avea 50 like-uri. Dacă vorbea de un stadion, sute. Și atunci, cu stadionul Rapid, ne putem mândri și noi. Avem un proiect de digitalizare în sensul în care monitorizăm toate mișcările clădirii. Știm că sunt gradene, știm că vin foarte mulți suporteri, știm că rapidiștii, cu toate că nu sunt rapidiști, sunt foarte înfocați și avem nevoie de o monitorizare reală a
a mișcării construcțiilor. Nu vrem să se întâmple vreo minunăție și am văzut cu toții imagini de-a lungul timpului cu gradene rupte, cu cum au căzut și așa mai departe. Noi monitorizăm, am implementat acolo un sistem în timp real în care monitorizăm tot ce se întâmplă în stadion. Fiecare mișcare, fiecare abatere, fiecare încărcătură de zăpadă, cum influențează vântul, o furtună sau cine știe ce, sau chiar un cutremur care se poate întâmpla în România și să știm ce impact are asupra clădirii. Și vreau să spun că e o investiție în asemenea proiect, adică în digitalizarea asta, deci practic totul se întâmplă într-un sistem centralizat și se monitorizează în timp real, e o investiție destul de mare. Chiar dacă până acum era obligatoriu și e obligatoriu ca orice clădire să fie monitorizată. Până acum 2-3 ani nu se întâmpla lucrul ăsta, adică nu se întâmpla să fie monitorizată. Există în lege, deci există în lege că fiecare clădire trebuie monitorizată în timpul execuției și în timpul utilizării ei. E mai nou, statul face un lucru bun și investește în chestiunea asta și aș lăuda Compania Națională de Investiții că am văzut și restul stadioanelor și Steaua și Arcul de Triumf și toate stadioanele noi au un sistem de monitorizare de genul ăsta în care am inclus și scanarea 3D. Adică nu mai avem doar câteva puncte pe care le monitorizăm, noi putem să ne dăm în timp real, să ne dăm seama ce se întâmplă cu stadionul și cum influențează mediul înconjurător și oamenii și construcțiile de pe lângă el, cum influențează stadionul. Foarte interesant. Revenim un pic la discuția de mai devreme. Că ți-am primit o întrebare pe întrebări aici pe platformă, dacă putem utiliza această tehnologie și pentru promovare și ghiduri turistice. Absolut, absolut că se poate. Se poate. Ghid VR, cred. Se folosește și îi mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Se folosește și acum. De exemplu, înainte, acum au apărut camere 360 cu care poți faci tururi virtuale, dar care acum un an, doi nu erau atât de folosite și noi făceam tururi virtuale cu ajutorul scannerului și făceam destul de multe. Dar sunt proiecte pentru monumente restaurate prin fonduri europene, au în caietele de sarcini și o directivă europeană, în care trebuie o digitizare, o digitalizare a construcțiilor după renovare. Și practic se creează adică se îngheață la momentul respectiv și poți să faci și tururi virtuale. Adică fiecare clădire renovată practic are un tur virtual. Am făcut, de exemplu, tururi virtuale de genul ăsta chiar și la anumite peșteri, unde accesul e foarte greu și nu poți să mergi până acolo și în județul Buzău e foarte greu să ajungi. Și am mers până acolo cu un scanner în spate și am făcut și grota e și închisă. Că e o grotă care are dinainte de anul zero. Are niște inscripții și niște instrumente. Și se vede că au trăit, a fost o populație acolo de acum 2000 de ani și acum e închisă. Deci e blocat accesul pentru că ce au venit? A venit Gigel și a inscripționat tot felul de măgării pe acolo. Și acum nu poți să o vizitezi, adică nu poți să intri înăuntru. Dar o poți face în format digital pentru că am mers în zona respectivă cu un scanner. Și da, ajută la promovare. Adică imaginați-vă că peștera respectivă aparține și administrată de Muzeul Județean Buzău. Poți să mergi în muzeu și poți să vezi ce aparține de muzeu, ce alte locații aparțin de muzeu și poți să le vizitezi
întâi virtual și apoi să îți crească interesul și să ajungi în asemenea zone. Și sunt sigur, și muzee, dar nu cred că mai vrea nimeni la momentul de față să viziteze virtual. Toată lumea așteaptă să meargă real în zonele respective. E cu dus și întors, că așa și copiii așteaptă să se întoarcă la școală, dar sistemul a văzut că se poate cât de cât face educație și online. Și atunci, pe viitor, s-ar putea să nu mai existe dependența asta de proximitate. Și o instituție de învățământ să nu poată să serviseze decât copiii din proximitate sau studenții din proximitate. La fel, nici noi nu trebuie să ne mai gândim că vrem să vizităm muzeul de acolo unde poate să ne ducă avionul, ci poate putem să vizităm un muzeu din Noua Zeelandă, fără să fie nevoie să mergem pe partea aialaltă a globului. Absolut, absolut. Acum, și poate vrem să vedem, să facem turul muzeelor de artă și din Noua Zeelandă, și din Canada, și din Argentina. Deci poate fi interesant. E clar, e interesant și unde am mai folosit și unde poate avea impact mare, în zona de VR. În zona de VR și am testat modele 3D și nori de puncte transformate în VR. Deocamdată mai e un, hai să spunem, norii de puncte au o cantitate mare de informație și VR-ul ai nevoie de o viteză mare să n-ai un lag foarte mare, acum folosind un termen din jocuri, ca să nu obosești foarte repede în norii de puncte. Și trebuie cumva să transferi într-un model 3D. Dar am făcut la Universitatea Ion Mincu, cu, apropo și de jocuri, cu cineva care a venit o soluție pentru construcții de VR și în zona asta de 3D și cine a dezvoltat aplicația a făcut jocuri înainte și a făcut, dar zim jocul, că îmi scap acum, care mergi prin oraș și furi mașini, nu știu. GTA, nu bine. Deci dezvoltat pe gaming stage, să vorbim cu băieții de acolo. Exact, exact. N-am mai jucat de mult. Îl aștept pe fiul meu cel mare să înceapă să joace. Trebuie să te joci Minecraft. Sau? Da, da, da. De Minecraft știu deja, chiar dacă are 6 ani. Și dezvoltatorul jocului GTA a transferat cunoștințele lui în zona asta de construcții și ce înseamnă hai să-i spunem smart city, în transformarea către orașe inteligente, a dus know-how de acolo, adică informația din jocuri, a dus-o în zona asta de construcții și e impresionantă și ce se poate face acum și o să vă arăt eventual și câteva idei importate de noi, ce se poate face vis-a-vis de smart city în cloud. Și în ultimul timp am ținut legătura foarte mult cu asociația BIMTEC din România, care se ocupă de zona asta de BIM și de ce înseamnă noua tehnologie în construcții. Stai o secundă, te rog, că să nu vorbim într-un jargon prea complex pentru audiența noastră. Dacă audiența noastră e formată din tineri inovatori pasionați de tehnologie, e posibil să știe foarte bine ce înseamnă GTA, chiar dacă nu îi spunem întregul nume, dar BIM, poate un pic prea abstract, explică-le, te rog. BIM vine de la Building Information Modeling. Practic, clădirea, când construiește o clădire, o construiește în format digital. Pereții digital, structura digitală, ferestrele digital, dar fiecare element în altă familie se numește. Adică știm ce cantitate de sticlă avem, ce cantitate de beton, ce cantitate de lemn avem într-o clădire. Deci toată clădirea, acum clădirile și arhitecții lucrează din ce în ce mai mult în BIM. Astea sunt softurile BIM. Pe de altă parte, BIM-ul e un proces și BIM-ul înseamnă colaborare. Asta e foarte important de înțeles și în zona de smart city și peste tot. E vorba de colaborare, adică aduci la masă și arhitecți, și structuriști, și instalatori, și programatori, și administrație, și toată lumea, și lucrează în același sistem. Când construiește o clădire, toată lumea lucrează, imaginați-vă, în cloud,
că toată lumea pune ce are de pus acolo și pune și privește același obiect digital. Pe când dacă am face-o pe hârtie sau fiecare în bucățica lui, apar diverse clash-uri. Adică o să-ți treacă țeava prin grindă, ca să zic așa, în... nu o să știi, o să pui, nu o să știi unde să pui neapărat mobila sau canapeaua, pentru că acolo o să ai o structură de beton sau o să vrei să dărâmi un perete al unei case și nu știi care e de rezistență sau care nu. Sau, ca să fie pentru toată lumea, cum ar fi să știi când vrei să dai o gaură sau ce ai de făcut, să știi pe unde e toată instalația și să o ai mapată în format digital. Adică ți se livreze doar apartamentul, să se livreze și modelul 3D, adică să știi toate lucrurile. Când vine instalatorul, să nu se mai plângă ce a făcut celălalt dinainte. Să ai în format digital toate lucrurile astea. Asta e ca viziune. Lucrurile nu se întâmplă chiar așa în construcții, dar la asta se lucrează. Cumva ăsta e viitorul. Asta înseamnă BIM. Colaborare în softuri digitale. Și asta e direcția. Și procese, adică toată lumea să fie sub aceeași umbrelă și să colaboreze, să găsească soluții. Așa, și ne povesteai de BIM și de ce vreți să faceți, cum vreți. Bun, o să încerc. De conferința BIM Tech, uh-huh. Spuneai. Da, despre conferința pe care o organizează BIM Tech. O să fie pe 3 iunie și, apropo și de discuțiile anterioare, vrem să aducem cât mai mulți primari și oameni din administrație. Și ce vrem să facem acolo? Vrem să facem fix partea de educație, dar nu o facem noi. Măi, cum ar trebui? Aducem oameni din Finlanda, un primar, un om care a lucrat la digitalizarea construcțiilor și a procesului de autorizare de construire și lucrează într-un minister, nu știu exact denumirea ministerului, venea și ministrul, deci e o deschidere foarte mare de a șerui informațiile, doar că aveau nevoie și de ministrul nostru. Că, na, astea sunt relațiile între state. Și atunci vrem să aducem doar oameni din administrație să fie cu circuit închis, ca să facă schimb de informații. Adică o să fie niște prezentări, cum au făcut ei practic și cum au implementat ei și cum funcționează digitalizarea la ei, și să poată exista o interacțiune. Și ce ne-am dorit și ce își dorește BIM Tech e să fie poate o recurență. Adică dacă o să fie un succes, apoi să ajutăm cât mai mulți primari din România să aibă schimbul ăsta de experiență. Dar de unde am plecat? La o conferință BIM Tech, organizată de BIM Tech, BIMCON se numesc și se întâmplă anual, în care se aduc tot felul de specialiști din afara țării. Ia să încerc eu să fac un share aici, iar să vă arăt între timp. Am găsit aplicații. Să vedem. Să dau o fereastră. Bun. Sper să se vadă. Se vede frumos, da. Bun. Avem Sova 3D. Ce se întâmplă în platforma asta? În platforma asta există toată Finlanda. Deci toată Finlanda e mapată. Dar e mapată la nivel... La nivel și curbe de nivel și așa mai departe. Wow! Deci e... Știam că Finlanda este un model, dar nu știam că au chiar așa... Bun. Pentru, de dragul transmisiei, aș vrea uh-huh. să miști un pic mai încet, ca nu cumva să se vadă prea sacadat. Ah, ok. Mișcam repede pentru că e incredibil cât de rapid se mișcă informația în platformă. Adică aici... Hai să vă povestesc puțin cum se întâmplă la ei lucrurile între timp. Ok, stai un pic. Deci asta e Finlanda adevărată, da? Da, da, da. Da, da, da. Finlanda, cum o vedem pe Google Maps, doar că aici o vedem 3D. 3D. Deci cum funcționează platforma asta? Se face o scanare cu ajutorul dronelor,
sau cu ajutorul scannerului despre care povesteam, sau cu scannere pe mașină și te faci o scanare ca să aibă un grad de precizie ridicat. Nu se folosesc date din Google, pentru că, na, oricum și Google nu știu exact precizia și nu știu cât de mult se pot folosi datele de acolo. Deci se face o scanare și o mapare a terenului existent, cum arată el de fapt. Apoi, există softuri dezvoltate care îți transformă clădirile și cu ajutorul în cuburi de genul ăsta. Cuburi de genul ăsta. Adică putem să avem clădirile definite măcar la nivelul ăsta. Și asta totul rapid. Adică un oraș poți să-l faci în decursul, să-l mapezi, să-l scanezi și să-l transformi în cubulețe de genul ăsta într-un timp de ordinul, hai să zic, săptămânilor. Nu un oraș ca București, dar un orașel poți să faci asta destul de repede. Pașcani. E Pașcani. E excelent. Foarte bun. Vizitați Pașcani acum, ca să fac reclamă în continuare. Bun. Și ce se întâmplă? O să încerc să mișc totuși puțin, ca să ne ducem, poate găsim pe un model mai bun. Practic, așa poți lua decizii. La ei există o platformă, Lupa Piste se numește, în care introduci modelul 3D și toate avizele de la primărie, de la pompier, de nu știu, de unde mai e nevoie de avize pentru a construi, poți să le iei în platformă în format transparent. Tu dacă ai vrei să adaugi aici un bloc de nu știu câte etaje, poți să-l adaugi și să-l vezi și să-l vezi și să poată lumea lua decizii asupra a ce se construiește. Și ce face tehnologia mai nou e că, de fapt, închide și deschide leere și în funcție de apropierea de locație, tocmai ca să nu încarce informația. Acum o să încerc eu să intru așa, sper să nu fie foarte... nici nu sunt logat, trebuia să fac asta mai din timp. Dar imaginați-vă că se pot pune și texturi pe aceste clădiri, se pot adăuga modele 3D complete, se pot închide și deschide leere. O să povestim la conferință și despre tot procesul și cum devin orașele în format digital. Eugen, scuze că vorbeam ieri cu primarii, adică eu dacă vreau să-mi fac o casă, uite acolo lângă casa aia roz mai lungă, așa pe colțul ăla, pot să iau de la arhitect modelul 3D, să-l uploadez în hartă și primarul să dea autorizația direct? Absolut. Totul se întâmplă virtual aici? Asta se întâmplă în Finlanda. Wow! Când am venit cu modelul ăsta, am zis, măi, noi căutam, hai să recunosc, că acum o să închid puțin ecranul și o să încerc să caut ca un model mai... model fără ca să nu mai sacadeze imaginea, să încerc între timp, în timp ce vorbim. În Finlanda așa se întâmplă. Noi am încercat ideea asta... Să-ți păstrezi camera, te rog, dacă s-a închis. Așa, ok. Bun. Am încercat să găsim, să creăm modelul ăsta, că intuitiv de unde a plecat ideea. A plecat de la o discuție cu Ordinul Arhitecților din România, un vicepreședinte de acolo, ce ar însemna să începem noi digitalizarea. Vorbea founderul de la Milu, măi, că nu avem clădiri, că nu avem informații despre ele. Dacă am avea o asemenea platformă, am începe să aducem informații despre clădiri, să știm când e renovată, ce s-a întâmplat, unde sunt instalațiile, când au fost autorizate, a fost afectată de vreun cutremur. Deci poți să aduci informații despre GIS, despre geografia locului și așa mai departe. Informații care în unele primării poate să existe, în unele nu. Întorcându-mă la Finlanda, așa se întâmplă lucrurile acolo. Am încercat să dezvoltăm aici și ne-am dat seama într-o conferință BIMCOM că soluția există. Și atunci ne-am decis, hai să o implementăm și să o promovăm la noi. Și noi să facem noi partea asta de educație și am început cu organizarea conferinței. Trebuie să aducem cât mai mulți primari, așa că dacă aveți primari deschiși către digitalizare, pe 3
iunie, la ora 10, organizăm discuția asta cu primarul și cu oameni din Finlanda cu care se poate discuta și se vedea cum se pot implementa lucrurile și în România. La niște costuri rezonabile pentru noi toți, că de fapt când e vorba de administrație și de astfel de soluții, trebuie să fie costuri rezonabile pentru toată lumea. Da, nu trebuie să te gândești neapărat la costuri aici, trebuie să te gândești exact la beneficii și cât ne costă acum să implementăm soluțiile așa cum sunt în momentul ăsta și cât de eficiență am fi cu un nou model, câte economie s-ar face. Cred că ar depăși o grămadă de costuri. Cred că ai putea să și cumperi dronele alea cu care scanezi. Exact. Nu să vorbim cu Florin, pe care îl știi foarte bine, un băiat foarte strașnic, fondurile europene, Florin Cucoș. El a identificat doar, păi și PNRR-ul are o zonă de finanțare și programul operațional regional 2021-2027. Adică, practic, astfel de soluții au pentru dezvoltarea puzurilor, pentru digitalizare, au locuri de finanțare. Deci, soluțiile există, trebuie noi doar să găsim administrațiile pregătite să le implementeze. Adică doar să nu încurce în procesul ăsta. E fantastic că există oportunitatea asta pentru România. Și sperăm să, de fapt sperăm, sunt sigur că o să reușim, pentru că am găsit la Cluj foarte mare de deschidere în sensul ăsta. Adică e arhitectul șef al Consiliului Județean Cluj, care are tot județul și știe foarte bine lucrurile și un arhitect șef foarte apreciat, când a văzut inițial ce face platforma, a zis, wow, gata, trebuie să vedem cum facem lucrurile. Și sunt, din păcate, zone, uite cum e Floreștiul lângă Cluj, că întreba cineva mai devreme în discuția anterioară, nu vorbiți despre Cluj, Floreștiul lângă Cluj s-a dezvoltat haotic. O asemenea soluție în care, imaginați-vă că poți să faci un zbor anual sau trimestrial în care să vezi ce construcții se dezvoltă fără autorizații și să ai un input imediat în platformă. E incredibil și o valoare reală, dar e o valoare reală pentru cine vrea transparență. Că în zona asta multe lucruri s-au făcut și s-au construit fără o transparență. Atunci, de asta avem nevoie. Nu căutăm să implementăm astfel de soluții în toate primăriile. Ar fi ideal pentru noi toți. Dar am căutat măcar 3-5 primari care să pună osul la treabă sau măcar să nu ne împiedice să facem asemenea proiecte importante pentru orașul lor. Și aș mai menționa, într-o discuție cu un primar, era un coleg de-al meu, a zis, măi, eu am contractat un GIS 2D și ne-am apucat de treabă. Și colegul meu a venit la mine și mi-a zis, măi, dar de ce, cum o să motivăm noi lucrurile astea? Că dacă ei au un GIS 2D, cum o să se apuce ei de treabă? Un GIS 2D n-ai cui să-l arăți nimănui. Revin la ideea asta. În schimb, o imagine 3D a orașului și în care poți să lucrezi și poți să vii ca... Hai să ne întoarcem la jocuri. Cum era SimCity? Cum era cel cu familii? Construiai orașe și așa mai departe. Da. Într-acolo ne îndreptăm. În care autorizațiile de construcții și o casă o poți pune într-o platformă și toate avizele se duc acolo. Ce se întâmplă până acolo, vom vedea. E multă muncă. Avem foarte multă muncă până îi reușim pe oamenii din administrație să-i convingem că sunt soluții bune. Și tu ai spus foarte bine în intervenția trecută. Mai avem de învățat să piciuim. Mai învățăm că trebuie să-i convingem. Trebuie să găsim ce le-ar declanșa lor. I-am ajutat pe ei și nevoile lor. Că e vorba de vot, că e vorba de unii vor acum mai nou transparență, unii vor mai
multă simplificare. Unii nu mai vor să fie poate înjurați pe stradă și așa mai departe. Unii vor voturi. Dar e vorba și de priorități, Eugen, că unii au posibilitatea să facă un număr limitat de proiecte. Nu au poți să le facă pe toate, că îi trebuie resurse și implicare. Absolut, absolut. Și atunci trebuie să înțelegem că asta e mai important și pentru comunitate. Până la urmă, nu trebuie să fie doar soluția noastră de mobilitate, soluția noastră de digitalizare a construcțiilor sau. Trebuie să înțelegem de ce are nevoie comunitatea și dacă se potrivește acolo, în comunitatea respectivă. Iar și pentru cei dinainte care au vorbit despre mobilitate, asociațiile și asociațiile reale care pot avea un cuvânt trebuie formate, adică trebuie împins lucruri și creată o masă în sensul ăsta și mai multă lume să vorbească. Încă suntem la faza de educație în sensul ăsta. Încă suntem la zona de educație când vine vorba de Smart City. Bun, dar cu o concluzie clară, că avem destul de multe de construit. E foarte multe de construit, digital mai ales. Și da. În show-urile pe care le fac live marțea de la 10, spun așa, spor la construit România. Acum, dacă introducem și zona asta de digital, cu atât mai mult. Păi, atunci să-ți mulțumesc și eu, să zic spor la construit orașe smart și digitale, Eugen. Mulțumesc mult că ai participat. Mulțumesc și eu, Matei. Mult succes! Mult succes! Ciao, ciao, ciao! Iar celor care ne privesc, vă sugerez să vă folosiți de secțiunea de networking în această pauză pe care o avem până la ora 3 și să vizitați standurile din zona de expo. Pe curând!